Bă, neața și sărbători fericite, dacă mai e cazul să mai zic tocmai acum. Adică, na, eu v-am mai zis chestiile astea pe live, dar mulți ați fost plecați pe la bunici, pe unde ați fost voi și n-am apucat să ne intersectăm, să zic așa. Bă, fac clipul ăsta mai mult să vă fac un giveaway. Faza e că am vrut să vă fac un giveaway pe live în ziua de Crăciun. Sau cred că în a doua zi de Crăciun am făcut eu live-ul, nu mai știu exact. Dar nu erau foarte multe, nici pe SAM, toate serverele de SAM erau jos, să zic așa, cu playerii, toată lumea era plecată, nu era nimeni sau nu era nimeni în casă, toți vă petreceați chestii și nu puteați beneficia toți de giveaway-ul respectiv. Așa că în comentarii, dacă vreți să participați, să vă lăsați numele de pe server și ce mai vreți voi, un text acolo, pana mea. Faza e că trebuie să aveți subscripția pe public la canal. Și doar atât. Când clipul o să strângă 1000 de like-uri sau se fac 70 de zile, atunci o să extrag giveaway-ul. La giveaway pentru membri deja l-am pornit pe Discord de membri. Am pus acolo 3 FBI Rangere. La abonați aici o să dau 2 FBI Rangere, 2 mai am 5 în total pe cont. Și nu știu, vedem noi dacă mai facem ceva. O să fie 10 locuri la giveaway, asta este. Și cam atât. Am deschis și aplicația de helper, încep așa direct în trombă, nu, Eminem, modul Eminem direct. Am deschis aplicația de helper, o să aleg undeva la vreo 10-15 helper. Am văzut că așa de acum, nu știu, nu prea au chef să facă năuri și nu știu care e treaba. De câte ori intru pe server, sunt câte 20-30 de întrebări și 2-3-4 helper maxim în dotii și mai sunt încă 10 care nu s-au afectat pe server. Înțeleg acum că nu trebuie să stea să facă toată ziua aia, nu, dar m-am uitat și majoritatea sunt pe roșu în panel, adică cu raportul și așa că o să le bag mai mulți helperi. Și asta este, o să se bată pe raport după aia. Ce să facem? Asta este, băiți. Da, deci faza cu helperii o să aleg din toate categoriile de ore, adică o să aleg și cu 500 de ore, o să aleg și cu 600, 800, 1000, 2000, să vedem ce aplicații or să fie prima dată. Și o să vreau să dau șanse la toată lumea, cum am făcut și data trecută. Sper să nu existe discuții și, na, am zis ca să împărțim în mod egal. Cred că o să mă iau după orele din last 30 sau habar n-am, nu știu, fine. Dar o să vreau să aleg și cu mai puține ore. Na. După aia îmi plângeți toți. Bă, caine, dar eu mă ajut atâta timp, mie nu-mi permite, eu lucrez, pana mea, nu pot să îți fac ție pe server 3000 de ore. Da, e și asta drept. Mulți care joacă de foarte mult timp și au doar 1000 de ore, de exemplu, joacă de când s-a deschis serverul. Trebuie să ne gândim și la ei. Setă 23. Mamă, cred că e prea întunecat. Merge așa. Mod pe cum cazul în care vă întrebați să găsiți pe forum e postat de Paul 98, mod pe de iarnă. Bine. Bă, am văzut cu faza cu skin-ul special că ați nebunit toți cu el. Pana mea, am vrut să punem un skin așa de Crăciun acum cu care o să fie unic pe server și gen nu poți să-i schimbi bonusurile, nu poți să-ți alegi și acolo când îl achiziționezi ce. Adică să arate ca CJ, ca ăsta de la mine, OG Lock sau cum dracu se numește. Nu știu, sunt treaz de foarte puțin timp, am intrat direct să filmez. Am vrut să filmez de-astea, dar n-am mai fost în seară. Scuze. Și cred că o să dăm restock la skin-ul ăla, nu știu câte o să mai băgăm pe stoc, dar cred că în seara asta, undeva pe la 8 sau vedem. Dar să vă anunț, după aia să nu ziceți, bă, caine, de eu n-am știu că băgați ăsta în stoc. Nu o luați că ar fi reclamă sau ceva. Și da, încă mai sunt reduceri la robine, 45% erau ultima dată. Nu știu, habar n-am câte sunt cât e reducerea. Mamă, bă, dar mă bâlbi ultimul hal să ori eu, da? Ce mai mă, nu mai stau să mai pornesc încă un clip, mai bine așa. Mamă, Andrei, stai bă, liniștit, ci că scuze. Da, am pornit și mi și Misterul, s-a băgat și Week 4 la Battle Pass. Questuri speciale pe server. Ce trebuie să faceți la questul special, vă întrebați. Aveți 4 checkpoint-uri pe mapă, strângeți 20 de check de globuri din LS, le duceți pe muntele Ciliad, mai strângeți 20 de LV, după aia le duceți pe Ciliad, 20 de SF, le duceți pe Ciliad. La fiecare tură din asta o să primiți un premiu foarte, foarte mic, după care la final o să primiți niște globuri cu care vă duceți și vă cumpărați ceva din shop-ul de pe muntele Ciliad. Unde sunt pe măsuri din alea, adică stage-uri la mașini. Vă îmbunătățiți puterea mașinii cu nu mai știu exact, 15 sau 20 de km pe plus, habar n-am, sunt făcute de la eventul de Halloween. Eu n-am avut niciodată din ăla, n-am, am zis să nu-l cumpăr din stoc și nici nu mi-am dat comandă, dar nimic, n-are rost. Că cine știe, eu pun dreacă pe vreo mașină și eu dau la un giveaway ceva și n-aș vrea să aleas, nu știu cum să zic, sunt numărate pe server. Adică sunt cu stoc, MS-urile. E ceva mai exclusivist, așa. Bine, ați înțeles ideea. Păi da, am vrut să dau și eu la helperi, m-am uitat.
Helperii cei mai activi sunt helperii aleși în ultima tură și mai sunt câțiva aleși cu o tură înainte. N-am cum să le dau apa puține zile după părerea mea. Helperii mai vechi sunt cam toți pe roșu. Adică na, nu pot să dau apă. La noi degeaba ai zile dacă nu ai nu-uri pe plus. Ăsta e criteriul pe care îi dăm noi apă. Și acum sper să nu se supere cineva, dar asta este. Adminii toți au up. Cafea era singurul cu mai multe zile și ceva activitate. Să vedem cum baga cafea activitate și când o să înceapă munca din nou. Dacă o să rămână la fel de activ, o să primească up. Dacă nu, asta este. Mai așteptăm puțin. Și mai era Q the Power, care are foarte multe zile și activitate foarte decentă, dar faza e că nu pot să-i dau admin 4. Sper să nu vorbesc prostii acum, dracu, deci știu că admin 4. Nu sunt sigur pe ce vorbesc în momentul de față, pentru că nu știu cum să zic, că m-am trezit și sunt imprevizibil așa. Cred că sigur admin 4, mă, că de-aia ne-am dat up. Faza e că sunt numărate sloturile pentru admin 4. Adică nu vreau să am 10 admin 4, 30 admin 5 și pana mea. Cam asta e faza, cam pe la admin trebuie să opresc toți când sunt deja sloturile ocupate. Îmi pare rău că mă plimb iar cu mașina, n-am ce să fac. Bă, rog să-mi lăsați în comentarii ce vreți voi să mai fac eu pe canalul ăsta, beșina asta de canal de YouTube. Să-mi ziceți acolo ce vreți să vă mai postez, că chiar nu mai am idee eu ce vă mai place vouă. Că eu mă joc cu grămadă de jocuri, mă joc PUBG Lite-ul ăla, că ăla de pe Steam n-am cu cine să-l joc. Ce dracu mă mai joc? CSGO, Minecraft, să mor eu, Metin, deci eu știu să bag picioare, mă joc o grămadă de jocuri, abar n-am. Nu știu ce să vă mai postez vouă, cu ce să vă mai fac live. Dar cred că o să mai slăbuți un pic cu live-urile. Că am epuizat YouTube-ul cu live-ul. Nu știu, nu mai bagă la recomandate, nu nimic și nu are rost să le mai spamez așa în halul ăsta. Da. Păi deci vă aștept cu aplicația la helper dacă vreți și credeți că aveți o activitate decentă, contul ok, fără sancțiuni și așa mai departe. Toată lumea are șanse. Valencia. Ia-ți te bani. Ia mă unde se duce taximetrisul. Eu chiar sunt curios unde se duce. Bădesc că intra de LV, nu? Eu refuz să cred că are vreo comandă. Ăla să duce sultanul ăla să mă bată tata. Să mă bată Cheeky Girls. Uite și tu cum fuge. Eu nu mă țin cu troaca mea după el. Vreau unul pe la DMV pe aici și îl ia pe ăsta? Da mă, uite, la DMV a venit. Ce-au, ce clonsunează. Toxi. Orderes. Unde merge în șef? Nu mai zic nimic, bă. Da, bă, ne vede la următorul clip. Să fiți cuminți, să mergeți pe dreapta, să dați bună ziua la oameni. Clipul ăsta l-am făcut mai mult să vă fac giveaway. Nu știam cum dracu să-l fac. Pe live nu pot să vă prim pe toți deodată. Chiar dacă vă prim pe toți, intrați așa cu schimbul, gen, intri, intră unul acum, stă 10 minute, iese și nu o să prindă giveaway-ul și eu vreau să vă bucurați toți de chestia. Adică să aibă toată lumea o șansă la el. Am zis, pentru membrii l-a pornit deja, mâine se extrage pentru membrii la... Cred că undeva pe seară, pe la 6 sau pe la 5. În fine, l-am pornit pe Discord de membri. O să dați Discord de membri în descriere, o să fac un canal pentru notificări, gen, că mai postez clipuri sau ceva, să dau acolo dacă vreți să intrați bine, dacă nu, la fel, asta este. Ne auzim, salut, baftă, să fiți cuminți.